Ratează Antal șansa de a califica pe Oțelul în sferturi. A tras la rădăcină. Pare gol! În iulie 2009, pe postul de antrenor al celor de la Oțelul Galați, a fost numit Dorinel Munteanu. Tânărul tehnician își mai încercase anterior norocul pe la echipe precum CFR Cluj sau Steaua București. În primul sezon la cârma Oțelului, Dorinel s-a clasat pe locul 8, așa cum era firesc pentru o echipă fără tradiții și istorie și încă nimeni nici nu bănuia că în anul viitor moldovenii vor reuși un adevărat miracol. Fără prea multe transferuri out și fără prea multe in, păstrând aproape neschimbat lotul din primul sezon, Munteanu a debutat în stagiunea 2010-2011 cu două victorii consecutive. Mai întâi oțelarii au dispus de Sportul Studențesc cu 1-0, iar mai apoi cu 2-0 de Pandurii Târgu Jiu. După care, perioada grozavă a fost prelungită, iar până la finalul turului, Oțelul a suferit doar 3 înfrângeri, astfel devenind un candidat serios la câștigarea campionatului. În același timp, în cupă, lucrurile nu mergeau la fel de bine. Moldovenii au fost eliminați din prima rundă de către Astra. În retur, gașca lui Munteanu a început să se îndepărteze de titlu. Din etapa 18-a până în a 29-a, obținând doar 3 victorii. Până la finalul campionatului au rămas doar 5 meciuri. Era nevoie de o schimbare la nivel psihologic pentru a răsturna situația, iar în etapa cu numărul 30, Oțelul avea de înfruntat un adversar dificil, CFR Cluj. Liderul echipei, Liviu Antal, a început crispat partida primind un cartonaș galben încă din minutul 9, iar în continuare feroviarii și-au început asediul. Însă oțelarii au rezistat eroic, păstrând scorul nedeschis și doar cu câteva minute înainte de fluierul final, același Antal, printr-un voleu din cădere, a trimis mingea în plasă. La cap a fost ținut acolo pe loc de fundașii CFR-ului. Antal rea și gol! Gol Oțelul și văd oameni la tribuna oficială a stadionului din CFR care se bucură. Cu această victorie chinuită, Oțelul s-a apropiat la doar un punct de lidera campionatului, Poli Timișoara. În următoarea etapă, timișorenii remizau cu FC Vaslui, iar gălățenii urmau să joace cu Universitatea Craiova. Legenda clubului, Gabriel Paraschiv, își trecea în cont o dublă, iar meciul se încheia cu scorul de 2-1 în favoarea Oțelului. Grație acestei victorii, gașca lui Dorinel Munteanu a preluat șefia, iar până la finalul sezonului mai rămâneau 3 meciuri. În următoarea etapă, moldovenii au jucat contra celor de la Victoria Brănești. Tabela arăta scorul de 1-1 și tocmai în minutul 90, Gabriel Paraschiv a înscris golul victoriei. Paralel, timișorenii la fel au obținut cele 3 puncte în duelul contra Unirii Urziceni. Astfel, în etapa cu numărul 33, lidera campionatului Oțelul Galați și Poli Timișoara fiind la un punct în spate, urmau să dea piept într-o confruntare directă. Liviu Antal a deschis scorul în minutul 15, însă Iani Zicu restabilea egalitatea în startul reprizei secunde. Când părea că lupta pentru titlu va fi prelungită până în ultima etapă, Marius Pena a ieșit la rampă și a făcut-o pe Oțelul Galați, campioana a României. Nu trimite foarte bine și acum scapă Liviu Antal către poarta lui Costel Pantelimon, Laurențiu Buș, 4 contra 5, gălățenii la această fază, centrare și este gol! Marius Pena, intrat de câteva minute pe gazon, face 2-1, minutul 71, Oțelul preia din nou conducerea, al 8-lea gol în acest sezon, marcat de Marius Pena, specialist în reușite decisive. Având un avantaj de 4 puncte, ultima etapă a devenit o simplă formalitate, dar și acolo gălățienii au înfrânt-o pe Astra și au urcat falnic pe tronul fotbalului românesc. Next Challenge era Supercupa României, unde Oțelul urma să dea piept cu deținătoarea cupei Steaua București. Antrenorul roșii-albaștrilor Roni Levi și-a aruncat în luptă cei mai buni discipoli, Bănel Nicoliță, Cristi Tănase, Ciprian Tătărușanu, Raul Rusescu sau Pablo Brandan. De cealaltă parte, Dorinel Munteanu l-a lăsat pe bancă pe Marius Pena, care era în scădere de formă, iar încă din minutul 4 l-a pierdut pe mijlocașul Gabriel Giurgiu, care a suferit o accidentare. Dar chiar și așa, în minutul 14, Laurențiu Buș deschidea scorul, iar Oțel Oțelarii își păstrau avantajul până la fluierul final, astfel triumfând și în Supercupă. Și urmează momentul fericirii maxime din această seară. De la Lucian Bute, campionul lumii la box profesionist, pentru Sergiu Costin, capitanul unei echipe de muncitori, cu al doilea trofeu din acest an, Oțelul Galați, superb campioana României 2011.
Sezonul 2011-2012 urma să fie la fel de istoric pentru echipa din Galați, așa cum urmau grupele Champions League în compania lui Manchester United, a Benficăi și a celor de la FC Basel. În primul meci, Dorinel și compania pierdeau cu 2-1 în deplasarea din Elveția, iar următoarele două partide pe teren propriu au cedat atât în fața portughezilor cât și contra englezilor. 18 octombrie 2011 a fost un moment de neuitat pentru moldoveni, căci anume atunci aceștia timp de o oră au jucat de la egal la egal cu Diavolii Roșii, însă apoi s-a implicat Wayne Rooney și cu o dublă aducea victoria lui United. Nimic nu mai mergea la fel de grozav nici în campionat, așa că în celelalte două meciuri rămase, Oțelul a pierdut și în fața Benficăi și în fața lui Basel. Totuși, în pofida cifrei 0 în dreptul punctelor obținute, gălățenii au reușit o victorie mult mai importantă și anume această aventură frumoasă și de neuitat. În acel sezon, Oțelul Galați s-a clasat doar pe locul 6 în campionatul României, iar în startul stagiunii următoare, prin august 2012, Dorinel Munteanu a plecat, iar de atunci a început declinul. Cam atât pentru astăzi, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!